Uită-te la mine, flexez puțin bazinul. Ceva de genul ăsta, da? Ok, relaxat, da? Suntem în momentul ăsta la al patrulea oraș, din 29 în prima etapă a caravanei de preselecții. Insist asupra cuvântului preselecții pentru că sunt de fapt un preambul la castingurile naționale. Tu cum ai auzit de selecție? Prin internet. Adriana visează de câțiva ani să ajungă fotomodel. A aflat de preselecția Next Top Model și a venit la Galați tocmai din Chișinău pentru a-și încerca norocul. Ai avut emoții? Puțin, da. Fiecare concurent din această sală poate să aibă emoții. Adriana este susținută atât de tatăl ei, cât și de sora ei. A zis că tata, uite, este pe internet, se desfășoară la Galați cum o preselecție. Deodată am zis că nu. Pe urmă m-am hotărât, zic, dacă vă gândiți că să prelungiți ceva și vreți, poftim, măr și eu și vă arăt unde și hai să mergem, să încercăm. Eu sper să ajungă Next Top Model România, deoarece cred că are toate caracteristicile unui model. Ca Adriana, alte 10 de tineri au venit la preselecție să-și încerce norocul și băieții care visează să pășească pe podium au avut ocazia să participe. Am mai fost și anul trecut aici și am mai fost și în altă parte. Vrei să ajungi Next Top Model? Da. Câte ori? Îmi doresc foarte mult, îmi doresc să am o carieră modeling. De mic copil am visat așa. Să place acest lucru și ce am zis, hai să vin să mă înscriu. După această caravană vor urma castingurile naționale, unde se vor înmâna pașapoartele pentru marele casting final de la București.